Salutare tuturor și bine v-am regăsit, dragilor, la un nou videoclip. Așa cum am spus, revin cu un material referitor la recoltarea plantelor medicinale. Nu o să vorbesc acum despre beneficiile lor, toată lumea știe pentru ce sunt bune plantele medicinale. Nu o să vorbesc nici despre fiecare în parte, ci doar la modul general. Și cum anume procedez atunci când le usuc, pentru că, din păcate, așa cum am spus și data trecută, nu am reușit să facem un spațiu special pentru uscarea și depozitarea plantelor medicinale și trebuie să vin de fiecare dată, în fiecare an, cu improvizații, până când vom reuși să facem astfel de spații. Din fericire, facem o magazie, iată, anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate vom și finaliza magazia și, desigur, în acea magazie voi depozita plantele medicinale. Iar în legătură cu uscarea, anul acesta probabil că nu vom reuși să facem un uscător special pentru plante medicinale, așa că va trebui tot cu improvizații și poate anul următor vom găsi un spațiu special amenajat doar pentru plantele medicinale. Cum procedez eu? Pentru că eu sunt nevoită să vin cu improvizații de fiecare dată și caut întotdeauna soluții cât mai eficiente, mai bune, mai simple de folosit. În momentul în care recoltez plantele, de obicei recoltez pe soare. Acum vremea oscilează când e soare, când intră soarele în nor și tot așa. Nu pot să mai aștept să mai amân momentul recoltării, pentru că mușețelul deja este înflorit. Nu stau să adun cu degețele sau cu pieptenul, cum făceam în copilărie, nu mai am timp de așa ceva. Eu îl tai cu totul, nu-l scot din rădăcină pentru că vreau să-mi apară și în următorul an, doar îl tund, îl tai și oricum mai crește iarăși. Tai de la jumătatea plantei cu tulpină cu tot, îl pun undeva într-un recipient, o cutie, un coșuleț, dar dacă folosesc coșulețul, am grijă înainte să pun o hârtie, o coală de hârtie ceva. Sau dacă nu, eu mai folosesc pentru recoltarea plantelor. Mai folosesc lădițe pe care le spăl înainte. Asta este spălată. Aștept să se usuce, după care pun hârtia, o coală de hârtie și acolo îmi recoltez plantele medicinale. Sau, pentru că acum o să folosesc, am nevoie de multe recipiente, am multe plante în grădină, multe plante medicinale și am nevoie de multe recipiente și nu am. Și atunci improvizez după cum am spus. Aici am două sanii, le-am luat, sunt noi nouțe, le-am luat în ideea că ne vom distra în familie. Nu am reușit anul acesta, poate la anul. Și sunt numai bune ca și tăvi pentru recoltarea plantelor și pentru uscare. Iată, un lucru pe care îl putem folosi în mai multe scopuri, nu doar pentru ce este destinat. Ideea este că dacă punem în orice recipient am folosit, să folosim o coală de hârtie, pentru că dacă se scutură și se mai scutură florile care le folosim, mușețelul, spre exemplu, până când avem noi timp să-l curățăm, să-l punem la uscat, evident că se va mai scutura. Dacă nu avem timp să ne ocupăm de aceste lucruri în ziua în care le recoltăm. Și atunci eu folosesc col de hârtie special cumpărate pentru recoltarea plantelor medicinale. După ce ele se usucă bine, bine, le depozitez în pungulițe de hârtie și le capsez. Fie le capsez, fie dacă nu folosesc clești, folosesc ace din astea de croitorie.
din astea. Toată lumea știe cum sunt. Sunt foarte utile în bucătărie, în general. Mă folosesc foarte des de ele. Sau dacă nu, pur și simplu agrafe, clipuri din astea de birotică. Și ele sunt foarte bune, mai ales pentru păstrarea semințelor. Mi-a deschis și mie cineva ochii, chiar nu m-am gândit și am zis că astea pot fi folosite în mai multe scopuri referitoare la depozitarea și păstrarea semințelor în pungulițe de hârtie. Și în același timp le putem folosi și pentru depozitarea plantelor medicinale în pungulițe, ca să nu mai stăm să capsăm. Pentru că dacă noi capsăm pungulițele acelea cu plante medicinale, când ne desfacem, automat trebuie să venim, oricum trebuie să venim cu ceva, fie un ac, fie un clește, ceva să închidem dacă tragem și desfacem capsa. Tocmai de aceea lucrurile astea sunt foarte, foarte utile pentru păstrarea semințelor și a plantelor medicinale în general. Acum, o să folosesc așa, întind o coală direct aici în sania asta, în recipientul ăsta, și îmi culeg. În acest tip de recipient eu pot să îmi pun mușețelul acum. Gălbenelele le voi culege mâine pentru că au nevoie de soare. Când culegem gălbenele trebuie să fie bine deschise. Salvia, spre exemplu, salvia este deja înflorită. Aș fi putut să o recoltez un pic mai devreme pentru că și salvia se recoltează acum. Este momentul ei de recoltare, în luna mai, când este înflorită. După care se mai recoltează în luna august, în septembrie, iarăși se poate recolta salvia. Deci o culegem de mai multe ori pe an, nu doar o singură dată. Îmi pregătesc tăvile, cutiile de carton sunt foarte bune, se usucă foarte bun, foarte, foarte bine în cutii de carton. Și iarăși v-am spus, în lădițe, dacă să fie uscate bine, bine înainte să aplicăm coala, este important. Altfel se udă și nu e de dorit. Ce mai am eu în dotare? Mai am, bineînțeles, foarfeca. Referitor la culegerea plantelor medicinale, mai ales din flora spontană, eu reamintesc acest lucru. E bine să nu scoatem din rădăcină, să mai crească în fiecare an, dacă avem posibilitatea să ajungem prin pădure, ceea ce la noi nu e cazul, pentru că noi nu avem această avem posibilitate, nu avem timp, din păcate, pentru plimbări prin pădure, cum aveam în trecut. Dar dacă se întâmplă să ajungem prin pădure, e bine să nu scoatem din rădăcină, să mai crească și în următorii ani în flora spontană, ci să tăiem, să avem o foarfecă la noi. Pentru că dacă încercăm să tragem și să rupem, e posibil să scoatem și din rădăcină. E drept că multe plante medicinale au multe rădăcini ale plantelor medicinale au proprietăți foarte importante, benefice pentru sănătatea noastră, dar totodată e bine să fim cumva atenți, să nu scoatem chiar tot ce se află, ca să mai crească și în următorii ani, acolo unde le-a dat Dumnezeu. Iar dacă vrem să avem plante medicinale întotdeauna la dispoziție, pentru rădăcini, spre exemplu, putem să cultivăm în propria grădină, să găsim loc special amenajat pentru ele, pentru că până la urmă le avem întotdeauna la îndemână și nici nu nu aducem un dezechilibru naturii în acest sens. Bun, acestea fiind spuse, dragilor, eu acum voi tunde tot mușețelul, v-am mai povestit despre el. Acest mușețel care mi-a crescut mie așa
din abundență, printre roșii, a crescut spontan acolo, nu l-am semănat eu. Eu l-am semănat în urmă cu vreo 2-3 ani, în jurul acelui vișin, mi-a ieșit în anul în care l-am semănat, după care nu mi-a mai ieșit. Iar acum, anul ăsta, mi-a ieșit acolo unde l-am semănat și mai spre roșii. Și l-am lăsat acolo unde a ieșit el și îl tund. Nu stric rostul, acolo îl las să se întindă unde vrea el. Și mai am un spațiu destinat tot mușețelului. Iese an de an acolo unde l-am semănat. Dar de fiecare dată, ca să mă asigur, mai vin și mai semăn suplimentar în fiecare an, aici colo, ca să mă asigur că am mușețel în respectivul an. Pentru că sunt pățite, v-am spus, acolo am semănat într-un an, a ieșit în anul respectiv, al doilea și al treilea an n-a mai ieșit, acum al patrulea an a ieșit iar. Da. Acum, ne-am așezat aici hârtia și voi pune mușețelul în, să o numesc tavă, este numai bună pentru uscarea plantelor medicinale. Am două tăvi, o cutiuță, un coșuleț în care voi pune hârtia și câteva lăzi în jurul meu. Sper să-mi fie suficient pentru astăzi. Așa cum am spus, am multe plante medicinale, m-am asigurat de acest lucru în propria grădină, ca să am întotdeauna la îndemână. Bineînțeles, vă las în continuare să vedeți cum anume procedez aici și cu acoperitul, pentru că nu e suficient să punem o hârtie ca să le uscăm. Este foarte importantă protecția. Eu am o problemă cu muștele și vreau să mă asigur că nu-mi intră pe acolo gângănii dăunătoare care nu-și au sensul în plantele mele medicinale. De obicei foloseam pentru protecție o plasă anti-insecte. Dar asta când aveam. Când n-aveam, folosesc tot hârtia. Pur și simplu acopăr încă, deci pun hârtia pe suprafața în care eu usuc plantele medicinale, pun plantele medicinale, apoi acopăr cu altă coală, astfel încât razele soarelui să nu pătrundă direct la planta medicinală, ci să se usuce prin hârtie, ca și filtru. Se usucă mult mai bine așa, nu schimbă culoarea și deci și proprietățile și le păstrează. Dacă planta se decolorează, este încă razele soarelui, plantele au fost afectate de razele directe ale soarelui și, evident, și calitatea lor. Tocmai de aceea plantele medicinale nu se usucă direct în soare, ci undeva la umbră, într-un spațiu uscat, răcoros. E bine să avem un astfel de spațiu special amenajat, dar așa cum am spus, din păcate, nu am reușit până acum să facem un astfel de spațiu. Acestea fiind spuse, eu vă las în continuare să vedeți cum anume procedez cu uscarea plantelor, după care o să revin, bineînțeles, și cu depozitarea și cu un videoclip mai amănunțit referitor la momentul optim, pentru că, spre exemplu, rădăcinile plantelor medicinale se recoltează ori primăvara de vreme, ori dacă nu toamna, nu se recoltează în cursul verii, spre exemplu, ca regulă generală, pentru că în primăvara sau toamna, atunci ele au cele mai mari proprietăți curative. Bun, acestea fiind spuse, mulțumesc pentru atenție, toate cele bune vă doresc, la revedere!